Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine ați venit la Idei în Agora! Suntem la ediția 81 și îl am ca invitat pe Adrian Pop. Adrian Pop, așa cum știți din mesajele care au circulat anterior pentru promovarea evenimentului, a început cu studii de istorie. Era preocupat de lucrurile teoretice din istorie și de metodologia istoriei. A fost ceea ce în istoriografia din România nu era un lucru frecvent. Poate e bine să ținem minte că istoriografia română este masiv subteoretizată. Asta este o problemă, după părerea mea, gravă a studiilor istorice de la noi, în care teoria pur și simplu nu prea are curs. Sunt forme uneori involuntar parodice de teorie sau sunt încercări de a mima teoria la unii și la alții. Există uneori un verbiaj care se preocupă de metodologie și teorie, dar minți teoretice și discursuri de natură teoretică sunt aproape complet absente. Acest lucru se leagă de dificultățile domeniului în perioada comunistă, bineînțeles, când nu se putea face teorie și, în realitate, în istoriografie, deși facultățile de istorie erau obligate să fie oarecum mai teoretice prin asocierea administrativă cu facultățile de filozofie, n-aș putea să spun de ce, nu s-a născut aproape nicio punte între cele două discipline. Sau atunci când sunt, ele sunt atât de rare și de precare încât nici nu merită interes. Bun. Și, din păcate, nici după 1990 lucrurile nu s-au schimbat într-un mod spectaculos. Alte discipline, și asta a fost marea problemă, că, bineînțeles, filozofia era și ea cenzurată, nu putea inspira prea mult istoriografia. În alte țări comuniste, cu regimuri mai blânde și ceva mai deschise, au existat preocupări de teoria istoriei, mai bune, mai serioase, uneori interesante, chiar dacă, în general, mutante. Adică aș putea să dau poate cel mai interesant exemplu, care este cel al polonezului Jerzy Topolski, care a încercat să reconcilieze marxism-leninismul, măcar marxismul, cu filozofia analitică. Și cartea lui, printr-un miracol pe care n-aș vrea să-l explic, a apărut printr-o neînțelegere, mă gândesc și eu, în traducere română în anii 80 la români. Nu știu cu ce efecte. Bun. Facultatea de sociologie, știm foarte bine, fusese desființată. Antropologie nu exista. Și un alt mister interesant pentru mine, am încercat ca veteran al perioadei să provoc anumite discuții între istorici și cei care se ocupau de teorie literară. La noi, preocuparea pentru posibilul import de teorie, metodologie din domeniul istoriei și criticii literare în istoriografie a lipsit total. Și de adminteri era reciproc, pentru că nici literații nu citau istoriografie și, mai mult decât atât, nici nu aveau un fel de rudimente teoretice pentru a, în vreun fel, cuprinde și explica, interpreta istoricitatea fenomenilor culturale literare. Mari dificultăți. Așa că, în momentul în care Adrian Pop, în anii 90, a început să vireze către relații internaționale, el venea cu acest bagaj al interesului pentru o versiune mai teoretică a istoriografiei și de acolo și-a construit cariera. Și bineînțeles că în toată această perioadă, de atunci și până acum, el a încercat să vadă în ce măsură teoriile pentru mine destul de problematice și modeste ale relațiilor, discipline, relații internaționale, ar putea să îl aducă mai aproape de ceea ce se întâmplă cu istoria în general și cu lumea în general. De asta, el, când a propus această întâlnire pentru
a ne uita împreună la noua dezordine mondială. Din acest motiv el a propus ceea ce de obicei specialiștii în relații internaționale nu fac, și anume o perspectivă istorică. Nu? Una comparativă, globală, în durata lungă, una care nu uită, cum să spun, elementul de bază, și anume istoricitatea lumii în care trăim. Ați văzut acolo că sunt în scurtul paragraf pe care îl avem în pliant, scris de Adrian Pop, e o chintesență a lucrurilor pe care încercăm să le urmărim în discuția noastră și, într-adevăr, eu fac un apel, în orice caz, i-am spus de la început, să încercăm să navigăm prin acest hățiș de teorii și paradigme pentru a încerca din când în când să ajungem și la lumea concretă. Un singur exemplu vă dau. Bineînțeles că asemenea istoricilor, specialiștii în relații internaționale, ca specialiștii în științe sociale, în general, se abțin de la prognoză, se tem metodologic de profeție, este această butadă, n-am făcut niciodată prezicere și nu voi face niciodată, și acest paradox frumos, e autoironic, dar în principiu lumea cam asta așteaptă de la ei. Deci, publicul larg, curios, în fond, așteaptă, pe lângă explicația despre ce se întâmplă cu ei în lumea noastră contemporană, așteaptă și o dimensiune predictivă, nu normativă, dar în orice caz una care să sugereze niște câmpuri în care viitorul s-ar putea declina, și e o așteptare majoră. În 1989, vara 1989, e un exemplu pe care îl dau uneori, la University of Michigan, Ann Arbor, s-a făcut un mare conclav al sovietologiei americane, vara 1989, erau destul de multe lucruri pe afară care se întâmplau. Și concluzia generală a fost că sistemul sovietic era acolo pentru a mai dura multă vreme și că, mă rog, elementele de criză care apăruseră după așa și care se vedeau și în teren în Europa Centrală și Est, nu păreau amenințări. După aceea era terminată toată povestea. Dar, repet, așteptarea există, publicul vrea sens. Caută sens în ceea ce... Și asta e întrebarea. Poate să le dea teoria relațiilor internaționale, poate să răspundă nevoia acestea de sens pe care o are toată lumea. Celelalte științe n-au reușit. Aici ne calmăm, știu, istoria. Asta cu istoria magistra vitae. Știm foarte bine că nu funcționează. Înțeleg că o întrebare deja la care să-i dau curs. Răspunsul scurt e și da și nu. Să încerc să explicitez. Deci, ce vă propun pentru discuția noastră? Să pornim de la situația de astăzi puțin și să vedem, de fapt, că există o adevărată confuzie, chiar în rândurile specialiștilor, în a cataloga lumea de astăzi, și ea este într-un câtva de înțeles datorită complexității acesteia, și o să discutăm, sper, mai mult despre acest cadru analitic al complexității care aprofundat ne poate ajuta să o înțelegem mai bine. Să trecem puțin, dar foarte pe scurt, pentru că nu, teoria este greu asimilabilă, mai ales într-un cadru din acesta mai informat. Să vor uita la film de foarte, foarte, foarte multe să ori. Trecem, să scoatem în evidență anumite elemente care ne pot ajuta, dar și limitele acestor teorii. Eu voi fi foarte critic la adresa multora dintre ele. Și apoi să vedem cu ce ne ajută, dacă există o valoare adăugată în acest cadru al complexității, care e puțin cunoscut în general, dar cu atât mai mult în România.
și care, punând atât perspectiva diacronică cu cea sincronică și cu cea prospectivă împreună, reușesc să îți ofere o înțelegere mult mai profundă a unor chestiuni care, alminteri, le tratezi unilateral. Să ne amintim că imediat după revoluțiile din 1989 s-a popularizat această sintagmă. Fostul președinte George Bush, care a prezidat tranzițiile est-europene, a lansat sintagma de noua ordine mondială. Și, într-adevăr, la vremea respectivă părea că trăim într-o nouă epocă, se terminase această bipolarizare a sistemului mondial, eram sub efluviile și acest entuziasm generalizat al sfârșitului istoriei, cum îl denumea Francis Fukuyama, în sensul că n-ar mai exista o altă provocare majoră la adresa... Și că liberalismul american era forma finală. De da, forma finală a istoriei. Era o chestiune de timp relativ scurt pentru că acest liberalism american să acopere întreaga planetă. Deci era pentru el, ordinea americană era evident stadiul cel mai înalt și ultim, ca să citez un clasic al istoriei. Sigur că între timp s-au întâmplat foarte multe lucruri care au contrazis în bună măsură această perspectivă optimistă sau hiperoptimistă, am putea să-i spunem. În primul rând, percepția aceasta că ne aflăm într-o perioadă de unipolarism în care există o singură superputere dominantă care acaparează practic din toate punctele de vedere economic, politico-militar, cultural și așa mai departe, avanscena vieții internaționale a fost cumva contrazisă. Pentru că, iată, dacă stăm să analizăm, atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 n-au fost doar un simplu atac care a condus la prăbușirea turnurilor gemene, premii de oameni au murit, foarte multe corporații multinaționale au fost afectat și așa mai departe. În primul rând a fost un atac de violență simbolică la adresa simbolului liderului lumii libere, lumii care reprezenta acest neoliberalism. Au fost țintite trei simboluri de bază ale acestui model, nu? Turnurile gemene, simbolul puterii comerciale și al puterii economice, pentru că acolo erau sediile acestor multinaționale, simbolul puterii militare, Pentagonul. Și s-a dorit și simbolul puterii politice, Casa Albă, dar nu s-a putut duce până la cap acest plan. Deci era un atac de violență simbolică, de contestare a unui model care a fost cumva generalizat după războiul rece la scară globală și la adresa liderului acestui model. Și percepția a început să se schimbe radical. Houston, something is wrong, nu? Și această percepție a condus, sigur, la tot felul de interpretări, care mai de care mai contradictorii, dar momentul care a schimbat cumva radical percepția că, de fapt, această scurtă perioadă de unipolarism dă naștere unei treceri la o altă perioadă, a fost, sigur, momentul crizei economico-financiare, al cărei rădăcini au fost în 2007, dar s-a manifestat plenar în 2008-2009, nu numai că a început în Statele Unite și a dovedit că aceste companii too big to fail, prea mari ca să se prăbușească, de fapt acesta este un mit, dar a arătat că de fapt din punct de vedere structural ceva este neregulă în modul cum s-a construit acest sistem neoliberal la scară planetară. Da? Ne aducem aminte modelul de salvare, quantitative easing, care n-a făcut decât să ranforceze prin
eu știu, aceste masive transferuri de resurse financiare s-a fost de pe cei care produseseră criza în, de fapt, în mod inițial. Deci a fost o falsă rezolvare și n-a făcut decât să prelungească o agonie care... Aici m-aș întoarce puțin la teoria sfârșitului istoriei. Articolul a apărut în 1989, după aceea dezvoltat într-o carte prolixă și inutilă de Fukuyama, pentru că presiunea sistemului editorial asta este să faci din țânțar armăsar, era un fel de pastișă neo-hegeliană bazată pe cursurile pe care el le făcuse la University of Chicago. De fapt, o interpretare a unui interpret al lui Hegel, Alexander Kojève era, de fapt. Kojève, primul care a citit în perioada interbelică în Franța, într-o manieră idiosincratică, toată povestea lui Hegel, dar asta a fost transmisă către prietenii săi americani, care, în primul rând, Alan Bloom, care a fost profesorul direct al lui Francis Fukuyama. Și din distilare în diluare până la o teză ideologică pe care am caracterizat-o odată ca o combinație de RAND, think tank-ul respectiv, și Disneyland, Francis Fukuyama a propus o versiune extrem de pedestră, de modestă, de vulgară a ideii inițiale hegeliene că sfârșitul istoriei nu înseamnă că de mâine istoria nu mai există. Asta nu e apocalipsa. Asta e o viziune legată de ideea că istoria are un sens finit care trebuie să se împlinească într-un proces care are niște granițe și o structură dată de la început. Asta era la Hegel, nu? De asta Napoleon pe câmpul de luptă lângă Iena, călare, reprezenta pentru spectatorul din trăsură tânărul Hegel, tocmai asta, împlinirea sensului. Deci era stupid din partea lui Fukuyama să propună o asemenea metaforă într-o lume în care sensul nu mai funcționa. El nu era așa, în acea zi, nu era o construcție finită, previzibilă, care are un sfârșit înscris în început. Deci, dintr-o dată, asta era o idee care a derutat multă lume, care în discuția populară la infinit despre Fukuyama n-a înțeles nimic, care erau, mă rog, adâncimile filozofice pentru toată treaba asta. Dar atunci, într-o lume care credea Fukuyama, începe să devină unipolară, pentru că el credea că Uniunea Sovietică e gata și mai ales nimeni altcineva nu o să se ridice, foarte vag vorbește despre prezențele celelalte, dar cu gândul pe care de-al minteri Kojève, mandatat de Poliția Secretă Sovietică, l-a promovat din perioada sa de activism oficial pe plan internațional, ideea era că indiferent de unde au apucat-o și indiferent cum, toate sistemele converg. Și aceasta este poate teza cea mai, cum să spun eu, perversă, dar implicită în sistemul lui Fukuyama, că în realitate toate diferențele imaginabile sunt de natură secundară, și între toate regimurile, sistemele, sisteme economice, societăți, etc., culturi, ideologii. Și ceea ce contează este convergența lor. Ori lumea după Kojève se aștepta, nu, trebuia să se aștepte la o convergență în care liberalismul, neoliberalismul american era triumfător pe toate planurile. Ei, și aici este momentul, hai să spunem, momentul exogen, care este 9-11, dar ce te faci cu momentul endogen, care este criza internă de care ai vorbit, Adrian, criza economică din 2007-2008. Deci se lucra la nivelul sistemului mediatic global cu narațiuni, teorii, pseudoteorii, reprezentări care nu aveau de fapt nicio legătură cu privirea mai atentă pe teren.
Da, de-al minter, a existat o confuzie teribilă în rândul analiștilor și există în continuare. De exemplu, este clar pentru oricine că suntem martorii unei schimbări în polaritatea sistemului. Numai că există foarte multe interpretări divergente. Unii, sigur, majoritatea consideră că ne aflăm și această tendință se accentuează în multipolarism, da? Și care se consolidează și așa mai departe. Mai multe centre de putere care, mă rog, cumva caută să se balanceze între ele. O să vorbim puțin mai încolo despre balanța de putere. E o perspectivă validă, dar până la un punct, pentru că lucrurile sunt mai complicate. Dacă stăm să analizăm, putem vorbi de o tendință, și unii chiar au propus această interpretare, către un fel de bipolarizare ad hoc a sistemului, practic în jurul Statelor Unite și a Occidentului pe de-o parte, iar pe de-altă parte China plus Rusia plus alte state revizioniste și, mă rog, mai puțin democratice, din genul Iran, Coreea de Nord și așa mai departe. Și să nu uităm că o astfel de situație nu este doar una excepțională a momentului. Ea cumva a fost cea care a pregătit terenul pentru primul război mondial. Oficial, în perioada așa numitului concert european, 1815, după Congresul de la Viena până în 1914, până la izbucnirea primului război mondial, am avut un multipolarism. Practic au fost 7 centre de putere mai importante care au controlat sistemul european și pe cale de consecință, pentru că Europa decidea, de fapt, afacerile pe plan mondial, pe plan internațional. Însă, spre sfârșitul perioadei, în perioada de sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX, am fost martorii unei fel de bipolarizări ad hoc, care a creat terenul pentru marea conflagrație primă mondială. Și dacă ne uităm cu atenție la ce se întâmplă în lumea de astăzi, este un fel de replică a acestui tip de dezvoltare. De ce spun acest lucru? Pentru că și sunt studii, chiar un studiu recent din 2022, care arată că pe măsura creșterii, eu știu, conflictualității și a focarelor de conflict, pe fundalul încetinirii globale a dezvoltării economice și chiar unui declin economic pe plan mondial, pe fundalul acestei rupere a lanțurilor de aprovizionare care conduce la un fel de decuplare. Acum mai nou se preferă, în loc de decoupling, de-risking, pentru că sună mai bine. Dar, de fapt, despre asta e vorba. E vorba de același lucru prezentat puțin alminteri. Există această posibilitate ca conflicte care par oarecum la prima vedere fără nicio legătură între ele să se matureze toate la un moment dat și să producă dezlodământul care a fost, de fapt, primul război mondial. Pentru că, până la urmă, primul război mondial ce a fost? A fost maturarea unor rivalități bine cunoscute, care datau de multă vreme, dar care toate s-au maturat în același timp. Și un eveniment aparent, fără nicio implicație și fără nicio importanță, cum ar fi uciderea moștenitorului tronului Austro-Ungariei, arhiducele Franz Ferdinand, de către un fanatic bosniac, Gavrilo Princip, într-o periferie a Europei despre care nimeni nu știa, la Sarajevo, toate în același timp să acționeze în mod neliniar. Pentru că această bipolarizare care a prefațat și a pregătit terenul pentru primul război mondial, era acolo și aștepta doar declanșator. Ăsta a fost declanșatorul unei astfel de chestii. Ori ce vedem noi în lumea de astăzi? Vedem o situație foarte similară. Crearea unei alianțe de facto China-Rusia plus puterile revizioniste care le susțin sub o formă sau altă cauza, plus această tabără puterilor occidentale democratice. Scurtă intervenție. Ideea
populară despre alianță este că ea ar trebui să fie omogenă și stabilă, dar ea nu trebuie să fie nici omogenă, nici stabilă. Niciuna din alianțele, prin definiție, se schimbă în permanență și știm din istoria omenirii că a fost întotdeauna așa. Ce pare astăzi o alianță indestructibilă e deja erodată și poate exploda în toate direcțiile. Pentru că aici este dificultatea de a aplica mari paradigme explicative, cum ar fi aceea a ciclurilor lungi, a ideii că, de pildă, există un hegemon global pe câte o epocă și, de fapt, acolo se... Cu ce a schimbat soarta Europei faptul că Marea Britanie fusese atât de importantă în secolele 17-18, fără să aibă efectiv putere? Pentru că, indiferent de această situație, Europa a evoluat în alte direcții, Asia s-a dus în alte direcții. Deci, într-un fel, multe din aceste paradigme sunt eurocentrice și în asta greșesc, sau euroatlanticocentrice și în asta greșesc, pe când în toate celelalte periferii ale sistemului mondial lucrurile sunt mereu instabile și alianțe aparent neverosimile între dușmani jurați, care de multe ori și-au tăiat beregățile unora altora, apar când aparent nu te aștepți. De exemplu, e o întreagă discuție în momentul de față, dat fiindcă știți că centrul puterii s-a mutat după 1945, treptat și continuă să se mute în zona Asia-Pacific. E o întreagă discuție dacă structura geopolitică a Asiei va copia oarecum structura geopolitică a Europei, în care ce am avut? Din secolul al XVI-lea până în secolul XX, în mod esențial am avut această structură geopolitică a continentului român, în care, practic, cel care încerca să acapareze puterea, potențialul hegemon, era contrabalansat de o coaliție de puteri, atât terestre cât și maritime, care încercau să curme această expansiune și să restabilească ceea ce se numește echilibrul de putere. Echilibrul de putere sau balanța de putere este, primul rând, o teorie a relațiilor internaționale, dar este și o practică. O practică, și aici ne interesează practica, pentru că este o încercare deliberată de a menține un echilibru între puterile momentului, care poate fi făcută fie prin mobilizarea resurselor proprii, așa numită balansare internă, în care îți sporești capabilitățile pentru a putea face față acestei provocări, fie te aliezi cu alții, și anumita balansare externă. Și cei mai mulți recurg la balansarea externă pentru că nu dețin capabilitățile necesare pentru a o face pe cont propriu. Ori, aceste alianțe, exemplul cel mai elocvent și clasic, sunt coalițiile succesive napoleoniene care au încercat, anti-napoleoniene, scuzați-mă, care au încercat să curme ambițiile de hegemonie a lui Napoleon Bonaparte, care în mod efectiv se instaurase ca cel care controla întreaga Europa și a pus membrii familiei diverse tronuri pe unde a cucerit și a impus o hegemonie de facto a Europei, care era de fapt o hegemonie la nivel internațional, pentru că Europa era cea care dicta lucrurile, afacerile internaționale pe plan internațional. Ori, tipul ăsta de acțiune e specific balanței de putere. O altă tip de acțiune specific e cel în care o mare putere înțelege că nu vrea să se amestece în aceste, eu știu, coalizări și lupte intestine, dar este interesat în obținerea unei balanțe de pe un echilibru. Comportamentul tipic al Marii Britanii, care nu era foarte interesată să se implice direct în aceste lupte intestine europene. Marea Britanie întotdeauna a fost și europeană, dar a fost și insulară și a fost anumită reținere în a se amesteca direct, dar vrea să mențină balanța de putere. Atunci când o țară absolut nesemnificativă, precum Belgia, pentru noi astăzi e important, dar atunci era nesemnificativă,
urma să fie cucerită, Marea Britanie intervine pentru a menține independența Belgiei, pentru că și-a dat seama că este cheie pentru menținerea acestui echilibru sau balanței de putere pe continentul european. Tipul ăsta de comportament este specific balanței de putere și a acționat din secolul XVI până în secolul XX și în special față de provocatori. În special față de Germania în primul și al doilea război mondial. Ori chestia asta ne învață ceva, că întotdeauna pretențiile către acapararea și instaurarea unei puteri dominante sunt controlate de aceste coaliții care încearcă să restabilească balanța de putere. Dar sigur că asta este parțial, ne poate ajuta să înțelegem ce se întâmplă în Asia de astăzi, spre exemplu. Asia este atât de complexă încât acolo și probabil că principalele mutații acolo se vor petrece în secolul 21, de aceea trebuie să ne uităm foarte atent. Acolo există doar această înfruntare teribilă prin intermediar între cei doi competitori la dominarea sistemului global, Statele Unite și China. Este și o înfruntare între actorii locali pentru hegemonie regională, sau în primul rând este pentru aceasta. Da? Spre exemplu, ce se întâmplă în Marea Chinei de Sud, da? Unde știm că China construiește insule artificiale, amenință vecinii săi, care sunt numeroși și privesc foarte atenți ce se întâmplă, Vietnamul, Filipinele, Thailanda, și care încearcă să-și caute o umbrelă de securitate la adăpostul Statelor Unite. Este o înfruntare într-o putere care este de facto putere dominantă regională, dar prin propulsarea sa bate înspre nivelul global. Deci această înfruntare în care confruntarea este una global-regională, este exact tipicul care s-a petrecut în Europa și care a dus la conflagrațiile binecunoscute. Și aici trebuie să ne uităm, adică avem nivelul global, avem nivelul regional, dar avem nivelul global-regional, care este cel mai periculos, pentru că întotdeauna implică o putere regională și un lider global. Și prin asta are repercusiuni și propagări la nivel global. Este exact ce se întâmplă în zona asiatică. Și lucrurile acestea deci nu ne ajută decât până la un punct. Este cealaltă teorie foarte interesantă a tranziției de putere. Da? Tranziția de putere spune așa, că pe măsură ce contestatarul principal al dominării sistemului de către puterea dominantă își sporește puterile, în momentul atingerii unei parități de putere, asistăm la un conflict care de obicei are tendința să degenereze într-o conflagrație la nivel global, nu neapărat prin acoperire geografică globală, ceea ce se și poate întâmpla, apropo de războiul 1 și 2 mondial, dar prin implicarea tuturor marilor puteri care contează în sistem în acea perioadă. Da? În sensul acesta... Cel puțin economic, dacă nu și militar direct. Dar exact. În acest economic, clar, sunt acolo. Și asta ne poate, studiind pe bază de index, nu? Unde ne aflăm, putem să vedem că ne aflăm într-o situație iar foarte asemănătoare din punctul de vedere al apropierea acestui prag, paritatea de putere, care este un prag periculos. Practic, cei mai importanți teoreticieni acestei teorii, Kugler și Organski, spun că există cinci faze ale tranziției, dintre care propriu-zis ale tranziției sunt trei. Este preponderența puterii dominante, este perioada de preparitate, dinainte atingerii acestor capabilități similare, perioada parității, post-parității și preponderența noului hegemon, rezultat în urma de obicei unui conflict major, cum spuneam, cu anvergură la scară globală. Aici sunt multe modele care au
două faze ca la corsie ricorse, incrementa cuve decrementa, sunt cicluri cu mai multe stadii, care sunt în funcție de autor, trei, de exemplu, ridicare, paritate, echilibru, prăbușire, sunt patru, sunt cinci, depinde. Dar în orice caz, ce au comun aceste paradigme este ideea unei anumite ciclicități istorice. Da. Și care modelează, noi am avut de la vechile mitologii ideea că istoria este ciclică. În diverse moduri, în diverse culturi, ideea unei anumite ciclicități care în mod treptat a devenit o spirală și nu un cerc. Nu? Hegel este doar, să zicem, încă o dată stadiul cel mai înalt și ultim care construiește din acest trop al circularității istorice o spirală care ascendentă, descendentă, celelalte sunt variațiuni. Dar ideea unei ciclicități, ideea că toate lucrurile care există acum au o durată de viață și o durată de funcționare limitată, că nimic nu este etern, că totul este supus unor, pe de o parte, combinații de vicii interne, de elemente externe, de adversități permanente care sunt și interne și externe, asta e o figură clasică, un trop clasic al viziunii despre istorie, această chestiune a ciclicității. Și e fascinant în toate aceste propuneri de cicluri care s-au făcut. E fascinant pentru mine, sunt fascinante sau interesante în orice caz, acele teorii ale ciclurilor care se uită la eterogenitatea și mobilitatea extremă a participanților în acest lanț internațional mondial. Asta este și cei care încearcă să construiască sisteme care combină variabilele economice, demografice, cultural-religioase, ideologico-politice. Deci toate aceste lucruri pe care încearcă să le formalizeze mai mult sau mai puțin, în orice caz, fără să ajungă la predicție, dar încercând să facă descrieri de evenimente anterioare care ar putea cel puțin să inspire o interpretare a lucrurilor curente. Ei bine, o astfel de teorie există, se numește teoria ciclurilor lungi și pornește de la două rădăcini. O rădăcină este cea economică și spune că există cicluri de aproximativ 50 de ani plus minus de dezvoltare, în primul rând ascensională și apoi de crescătoare a economiilor și cicluri aproximativ în plan politico-militar de 100 de ani, plus minus iar, mergând până la 120 în anumite cazuri, care la rândul lor se subîmpart în patru faze. Faza războiului global, în care este exact faza aceea de tranziție în care sunt implicate toate marile puteri care contează în sistem la un moment dat și în care se decide cine va fi următorul lider al sistemului care va domina din toate punctele de vedere, economic, politico-militar, diplomatic, cultural, tehnologic și așa mai departe. Faza de exercitare efectivă a dominației, faza administrativă, dacă vreți, da? Faza puterii mondiale, chiar așa se numește. Este și un fel de element de stabilitate, da, care în principiu are această ambiguitate. De fapt, această stabilitate benefică aproape pentru toată lumea. În același timp, desigur, e în avantajul hegemonului și da, dar le oferă bunuri publice, exact, celor care îi acceptă această dominare, exact, și au ceva de câștigat. Exact. Nu este o impunere, atenție. Exact. Trebuie să facem diferența între hegemonie și putere dominantă. O putere dominantă nu este doar putere hegemonică, atenție. Exact. O putere dominantă se bazează și pe consimțământul celor care sunt, mă rog,
conduși de către acesta, pentru că oferă niște bunuri publice și oferă ceva în plus, oferă o capacitate de invenție, oferă sistemului ceva nou care nu a existat înainte. Da? Spre exemplu, să revenim poate în acest model, Statele Unite în actualul ciclu, o să râdeți, este creditată cam la capitolul invenție prin crearea sistemului universităților care s-au impus și, într-adevăr, universitățile au creat o valoare, niște bunuri publice la nivel global, care de fapt au câștigat lumea. Da? Până de curând au fost cele mai bune universități, au fost cele americane. Acum încep să mai scadă puțin, da? Bun. Am închis paranteza. Deci asta este a doua fază, faza puterii globale, o fază administrativă, când ce face noua putere dominantă? Stabilește instituțiile în folosul interesului propriu, dar care oferă și aceste bunuri publice. Stabilește normele după care va fi guvernat sistemul internațional. Stabilește alianțele pe baza cărora se va sprijini în acest demers și își exercită această dominare. Da? După care vine perioada de delegitimare. Este începutul declinului. Se numește delegitimare pentru că legitimitatea puterii dominante este pusă sub semnul întrebării. Este tot mai contestată, nu doar pentru că apar puteri emergente contestatare și acest lucru, atunci se întâmplă acest proces, dar este încă incipient, ci pentru că însăși comportamentul puterii dominante pe alocuri începe să fie contestat în anumite situații. Și o să revenim dând niște exemple, aplicând acest model pe ciclu american, în care ne aflăm încă. Și ultima perioadă, perioada de deconcentrare. Se numește deconcentrare pentru că puterea nu mai este concentrată exclusiv în mâinile puterii dominante, este tot mai dispersată. Nu numai în alte centre, dar chiar și în raport cu alte spații geografice și, mă rog, apar noi alianțe, puterile emergente, de care una este predominantă, își pune bazele propriilor sale, instituții, alianțe și contestă pe față puterea dominantă, urmând ca viitoarea putere dominantă să se decidă, spune modelul, în urma unui război global. Da? O singură dată acest model a fost contrazis de istorie. Este trecerea de la al doilea ciclu de dominare a Marii Britanii la actualul ciclu de dominare american. Tranziția de putere dintre acesta s-a făcut nu printr-un război, a fost pe cale pașnică, dar a fost o excepție într-un absolut neîntâlnită până în prezent în istorie, pentru că aveau aceeași cultură anglosaxonă, elita americană formată în universitățile englezești, interesele economice erau acolo, practic lucrau pentru aceleași centre economice de putere. Și a durat mai mult perioada și asta. Și practic a oferit posibilitatea Marii Britanii să-și prelungească dominarea în plan economico-financiar după ce și-a pierdut imperiul. Pentru că puterea britanică s-a reinventat prin intermediul americanilor ca City-ul londonez, care domină, și știți în continuare, așa mai departe, nu intru în amănunte. De ce este interesant acest model? Pentru că, sigur, el are o anumită liniaritate, nu trebuie luat strict, așa, cu niște repere fixe, dar ne oferă niște elemente care pot să ne dea de gândit cel puțin pe unde ne aflăm acum și încotro ne îndreptăm. Da? Haideți să încercăm să aplicăm acest model. El s-a aplicat, în primul rând, autorul său, George Modelski, este cel care a încercat. Care avea un nume predestinat. Modelski. Modelul Modelski. Ce vreți mai frumos și mai predestinat. Da. El însă a scris cartea destul de nefericită. Înainte să prăbușească comunismul, este 87, principala sa carte, Long Cycles. Și nu a reușit să prevadă exact. El e unul dintre acei oameni care gândeau despre cicluri care nu au avut absolut nicio dimensiune de predicție în legătură cu 1987. Sunt elemente ale acestei cărți care au apărut înainte,
Dar eu aș face aici o mică, foarte mică notă de subsol în legătură cu această formă de concepție a ciclicității. El, cum să spun eu, evreu polonez devenit australian, apoi american, cu acest traseu. El este foarte interesant de citit, George Modelski, prin raportare la alți teoreticieni ai ciclicității care l-au precedat. Și aici ajungem în general la economiști care au avut, cum ar fi fost sovieticul Kondratiev, nu? Celebru cu valurile Kondratiev, nu? Tot așa și el gândea în această chestie de ce a vorbit Adrian mai înainte. Admirat de Schumpeter, de altfel, la vremea lui, foarte serios, pentru că și ăla, Schumpeter, a văzut această... Lumea gândea în termeni de ciclicitate, numai că Kondratiev și alții au încercat să formalizeze ceva mai mult, mai riguros. Scuză-mă că te întrerup, dar contribuția lui majoră este că el a pus aceste două tipuri de cicluri împreună. A pus ciclul economic al lui Kondratiev cu ciclurile politico-militare care se dezvoltaseră cunoscute de către alți teoreticieni și a făcut un singur model dintre ele, arătând corelația dintre elementul economic și cel politico-militar. Nimeni n-a făcut înaintea sa acest lucru. De exemplu, în socoteala lui Modelski, de asta nu cade fix pe secole sau pe durate de 50 sau de 100 de ani, pentru că el introduce ca factor important în prelungirea ciclului apariția pe un sfert din durata ciclului de 100 de ani a unui război global. Și atunci, bineînțeles că asta complică, deci e un loc în modelul ca lui. Ca să facem lucrurile mai clare, haideți să încercăm să exemplificăm cum a gândit el aceste faze și cum ele trebuie reinterpretate în lumina elementelor cunoscute de astăzi. Repet, cartea a fost scrisă în 1987 și de atunci s-au întâmplat foarte multe lucruri. Deci, el vedea așa actualul ciclu. Bine, în primul rând spunea așa, că au existat 9 mari puteri care și-au disputat în perioada modernă această aspirație către dominarea sistemului mondial, înțelegând prin aceasta, de fapt, sistemul occidental, care la un moment dat a fost și internațional, cel puțin o bună parte din existența sa. Când a început sistemul mondial? 1494, de ce a ales arbitrar această dată? Atunci s-a considerat el că s-au delimitat cumva sferele de putere între cele două mari puteri care încercau să domine atunci sistemul. Era vorba de Spania și Portugalia, tratatul de la Tordesillas, prin care ei și-au împărțit sferele de influență și a creat această prima cuprindere la nivel global a sistemului atunci a fost. Și are sens ideea lui. Dar s-a făcut să vorbească Brazilia portugheză. Exact. Da. Și din aceste 9 puteri, doar 4 au reușit să acceadă la această demnitate. A fost, după opinia la Portugalia, pe urmă Olanda sau Principatele Unite, cum era denumită ele, da? Pe urmă, Marea Britanie, în două cicluri succesive. Secolul 16, 17 Olanda, 16 Portugalia, 17 Olanda, 18, 19, două cicluri Marea Britanie. Și pe urmă, Statele Unite, începând de la începutul secolului 20, mai exact, el spunea, odată cu primul război mondial, acum, sigur, ar fi mai logic să punem, dacă vrem, o bornă cronologică fixă, nu 1914, ci 1917, pentru că de-abia atunci au intrat Statele Unite în primul război mondial, până atunci au fost neutre, deci nu prea are sens să pui această bornă. Dar trecând peste chestia asta, prima fază a acestui ciclu, faza războiului global, este practic întreaga perioadă a celor două războaie mondiale plus perioada interbelică, 1914, în viziunea mea 1917-1945. Pentru că challengerul sistemului a fost același, a fost Germania. Și practic ce a rămas nerezolvat în primul război mondial s-a reglat, s-a soluționat în cel de-al doilea. Da? A fost o soluționare a unei probleme rămase nerezolvate, nimic altceva. Urmează? Soluționare este un cuvânt neutru, nu e de bine sau de rău. Nu. La nivelul sistemului internațional, așa în sensul acesta. Nu are conotații ideologice. Da. După al doilea război mondial, faza administrativă, faza de exercitare a puterii mondiale. Într-adevăr, s-a pus bazele sistemului Bretton Woods, s-au creat toate aceste instituții, da? ONU,
Organizația, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, ulterior, pe baza principiilor, se va crea și Organizația Mondială a Comerțului, de asta după Războiul Rece, dar principiile au fost puse tot atunci, s-a creat NATO, s-au creat toate instituțiile care au cumva au gestionat acest sistem și propulsarea dolarului ca monedă de rezervă internațională, care a creat automat un avantaj și care i-a consolidat acest rol de putere dominantă. Când pune el sfârșitul acestei faze de administrative, de exercitare a puterii mondiale? În anii 70, el de fapt propunea ca punct fix prima criză petrolieră din 1973. Personal am anumite rezerve pe această chestiune, pentru că s-au întâmplat mult mai multe în anii 70. Nu numai că a fost și al doilea șoc petrolier în 1979, dar primul rând s-a renunțat la standardul aur, etalonul aur, 1971, care a fost, cum să zic, o lovitură dată sub centură întregului sistem economico-financiar. Și tot atunci au început elementele astea de delegitimare, acea catastrofă a războiului din Vietnam, nu? Războiul în Vietnam, care a, cum să zic, vă aduceți aminte ce se întâmplau, nu numai că erau proteste peste tot în lume, dar era perioada aia romantică, festivalul de la Ustok, toată lumea protesta împotriva americană, împotriva războiului din Vietnam. Era o nebunie, era o catalizare a unui sentiment american cum nu mai fusese niciodată în istoria SUA. Și tot atunci, în anii 70, aici, din perspectiva nu a puterii dominante, ci a puterii emergente, se întâmplă elementul cel mai important. În 1978 vine Deng Xiaoping, care începe în China reformele care vor propulsa China unde este ea astăzi și care vor schimba din temelii jocul mondial. Da? Atunci s-a întâmplat. Deci eu aș spune mai degrabă începutul acestei delegitimări către sfârșitul anilor 70, pentru că pe parcursul întregului decade 70 s-au întâmplat lucruri. Lucruri care vor sumina din temelii puterea americană. Da? Și un lucru care se întâmplă în paralel, cum știți toți, subestimat de Occident, într-un mod absolut dramatic și pentru ei sinucigaș, distribuirea globală a înalte tehnologii, a sistemului de know-how-uri care era emergent în marile universități de care vorbea Adrian la un moment dat, și acesta a fost pentru ei începutul sfârșitului, pentru că în momentul în care a devenit posibilă conjugarea resurselor, unele rare și existente numai în anumite teritorii, cu know-how-ul universal accesibil, atunci s-a născut o falie în sistemele de putere pe care Occidentul nu a reușit să o repare. Ba, încă judecând după toată situația curentă pe fundalul războiului din Ucraina, știm cu exactitate că e un preț extraordinar pe care Occidentul, extinzându-și capacitățile de producție, delegând producția țărilor pe care inițial... În primul rând China. Și a construit singur groparul, adică tranzit. Da, e o capcană în care a căzut, de fapt, dar capcana, așa cum am înțeles, vorbind mai mult cu chinezi din Taiwan, capcana respectivă a început să construiască rapid în momentul în care Statele Unite au început să transfere tehnologie către Japonia. Inițial, cum se spune, un partener captiv care nu îndrăznea din motive inclusiv geopolitice regionale să facă un pas în afara sistemului. Și apoi alegerea făcută de americani să abandoneze Taiwanul și celebrul Made in Taiwan în interesul Chinei continentale, și acest transfer care reușise în Japonia prima dată, reușise spectaculos în Taiwan, care este o țară mult mai mică de proporțiile demografice ale României, și transfer la vârful vârfului, să construiești instituții formative, asta era incredibil, să construiești echivalentul unui MIT în Taiwan,
Deci asta înseamnă deja un gest care e, bineînțeles, treptat. Și ce am aflat în Taiwan direct, vorbind pe bune cu oamenii care știau despre ce vorbesc, că la nivelul de acum 10 ani și mai mult, erau sute de mii de specialiști din înaltă tehnologie din Taiwan care lucrau în China continentală. Și numai eu aveam probleme să organizez conferințe în Taiwan, pentru că eu le făceam cu oameni din științele sociale și umane, care nu primeau vize, până când mi s-a spus de către un binevoitor că nu mai are rost să trimit la cererea mea de solicitarea mea de viză către autorități. Mai umblu cu prostii să spun filozofie și nu știu ce, să spun business. Și în momentul în care cuvântul magic business apărea pe cererile de viză de ambele părți, vizele se dădeau pe loc. Deci, lucrurile pe care noi, eu, unul sau foarte mulți alții, în discuția internațională nu erau cunoscute. Da. Revenind, spuneam cronologia acestor faze. Ultima fază, aceea de concentrări care, mă rog, o enunță Modelski, în opinia lui ar fi 1973-2000. Eu am încercat să recitesc lumina ceea ce s-a întâmplat și eu aș pune-o, adică această, începutul acestei ultime faze, practic în 1978, odată cu, v-am spus, aceste perioada aceasta, 1978-2008-2009, până la criza economică financiară, care, repet, a însemnat o lovitură fantastică dată puterii americane și s-au întâmplat iar foarte multe lucruri atunci. De ce bornața cronologică? Poate nu știm că primul summit al țărilor BRICS a avut loc în 2009. Da? Până atunci era o idee așa abstractă. Era denumirea dată un analist american unui fenomen care era absolut neînțeles de ce aceste state au aceste... Mai mult lucru, erau împreună pentru că erau inclasabile fiecare. Da, și e foarte eterogene, nu puteau să fie comparate Brazilia, Rusia, India și China. Ulterior s-a adăugat Africa de Sud și în loc de BRIC a devenit BRICS. Dar era mai mult un acronim al primele litere la numele acestor state. Nu însemnau, de fapt, un grup. Grupul, iată că s-a creat și s-a întâmplat în 2009. Da? Tot în 2008 a fost ceva interesant. Pentru prima dată, voința politică a SUA a fost contestată de aliații săi europeni. Atunci, președintele George W. Bush dorea foarte mult să acorde planul de aderare la NATO pentru Georgia și Ucraina. Și chiar anunțase la summitul NATO de la București această dorință. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat, a fost amânat. S-a spus că cele două vor primi, vor fi membri alianțe, dar a rămas așa o chestiune cumva în suspans, pentru că a fost o poziție din partea celor mai importanți aliați europeni ai SUA în NATO, Franța și Germania, care s-au opus pe față. Deci au făcut-o din motive, sigur, lucrative, comerciale, erau dependenți de resursele de gaz rusesc și nu vreau să își curme această resursă importantă de care depinde economia lor. Lucrurile, sigur, s-au schimbat, dar a fost și primul război ruso-georgian. Ruso-georgianul din august 2008, iar un element foarte important. De ce? Pentru că el a semnalat faptul că această înfruntare care începea să devină tot mai manifestă între Statele Unite, pe de o parte, Federația Rusă, pe de altă parte, se începe să se poarte iar prin intermediari. Ceea ce contează, ceea continuă și în momentul de față, da? Da, deci a fost proxy, tipul de abordare război prin procură, war by proxy, începea să se refacă în contextul războiului rece,
care începea din nou să se relanseze în noua sa variantă. Am avut război rece cu războaie prin procură, care erau una dintre trăsăturile caracteristice a perioadei de după 1945-49 încolo. Dar iată că s-au refăcut după perioada războiului rece și este o caracteristică fundamentală acestei... Și aici e ceva interesant de văzut, că ceva structural și, bineînțeles, la care te poți aștepta, și anume că în acele zone precise în care precaritatea corespondenței dintre granițele de stat și granițele etno-lingvistico-culturale, nu știu ce, acolo, în aceste zone de precaritate, e loc de apariția unui conflict. Pentru că nu sunt tăieturi nete nicăieri, fără rest, ci sunt lucruri care rămân oarecum în suspensie. Și e locul în care, pentru că micile mișcări cu Osetia, cu nu știu ce, astea sunt, cum să spun, teritorii ambigue care ba sunt acolo, ba nu sunt acolo, până când ajungi să te iei de statul vecin cu totul. A, că el a fost cândva în Uniunea Sovietică. Dar mai e un aspect aici și asta ține tot de, dacă vreți, anunțarea unui potențial de conflictualitate mărit. Sunt războaie la periferie, războaie prin procură, dar la periferie. Întotdeauna asta au prefațat conflictele mari. Revenim la exemplu de dinainte de primul război mondial. Am avut războaiele balcanice, conflictele bosniace. Asta semnalează conflict, potențialul de conflict pentru conflict major. Din păcate, pentru că asta este. Ne aflăm în această situație. Astfel de chestiuni, Ucraina, Taiwanul, sunt periferii. Sunt periferii ale sistemului și acolo se difuzează niște tensiuni pentru confruntarea majoră. Asta... În Taiwan s-ar părea, repet, vorbesc foarte mult cu prieteni de acolo în care am încredere, în Taiwan s-ar părea că după un prim moment de tensiune care ducea la o confruntare și pe baza conflictelor interne de natură politică și acolo destul de complicate, pledoariile pentru calmarea jocului au prevalat. Deci în momentul, în interiorul Taiwanului sunt, și sunt multe instanțe, mi s-au trimis asemenea texte și am citit și interesant, persoane din vârful sistemului academic, intelectual public și așa mai departe, repet, într-o țară de 22-23 de milioane de locuitori, cu vârfuri care acolo nu pot fi imaginate, care la noi nu pot fi imaginate. Vă dau un exemplu, deci persoană care este autoritate globală în domeniul confucianismului, cu care eu sunt prieten foarte apropiat. Acest om, care are 70 ceva de ani și este un fel de guru totalmente adorat, și care e primul care a vorbit despre mai multe confucianisme și un specialist global respectat pentru toate versiunile de confucianism din regiune, și asta e una din chestiile lui interesante, asta îl face interesant și pentru cei de la China, din China continentală, respectat, în sfârșit. Absolut. Și acești oameni, pentru că am văzut, de exemplu, în nivelul economic, financiar, l-am amintit, nivelul academic e foarte interesant, pentru că este o comunicare foarte strânsă între aceste țări, aparent iremediabil și iresolvabil, insolubil, inamice, de moarte, pentru că, de fapt, teritoriul de dialog între aceste, între Marea China și China mai mică, există. Spațiul acesta de dialog permanent, inclusiv mergând până la schimburi de specialiști, oameni care studiază și colo și dincolo. Ei, ori se pare, în orice caz se pare, în momentul vorbirii aceștia se exprimă mai mult. Și unii, de exemplu, vorbesc, cum este acest om, Chunche Huang, că ei spun numele de familie la sfârșit, nu ca aia de pe continent, el face o pledoarie pentru respectarea unui etos al Taiwanului, care înseamnă o identitate complexă și neconflictuală și care solicită o rezolvare în spiritul confucianismului prin evitarea conflictelor și așa mai departe. Ei, așa ceva, din păcate, nu există și se poate imagina
între Ucraina și Rusia. Da. Da, fiindcă ai adus în discuție exemplul Taiwan, aș adăuga la ceea ce ai spus un element foarte interesant pe care puțină lume îl știe. Acolo mai întâlnim un fenomen foarte interesant. A fost o perioadă când, sigur, taiwanezii se identificau cu identitatea chineză, care a fost însă abandonată datorită, sigur, autoritarismului, regimului și așa mai departe. A fost, pe urmă, o perioadă în care s-a încercat o identitate taiwaneză 100%, dar față de care acum există o anumită reticență, mai ales populația tânără, noua generație, este total nemulțumită față de autoritarismul regimului taiwanez și încearcă propria lor cale. De aceea vedem mișcările de protest care se întâmplă acolo, de tipul Occupy și așa mai departe, care sunt foarte active și care denotă o nouă identitate pe care această lume tânără și-o asumă în Taiwan. Și inclusiv redescoperirea elementului băștinaș de rasă pacifică, exterminată în bună măsură de ocupantul japonez, la nu așa mai departe, lucruri complexe. Haideți să venim, Adrian, la... și să revenim mai aproape de noi și de lucrurile arzătoare lângă noi, care sunt acestea din războiul din Ucraina. Unde plasezi tu această criză în acest cadru teoretic? Unde se vede el? Ce vezi tu? Păi, nu facem predicții, am spus, am promis că nu facem și nu vom face, că paradoxul ironic, nu? Dar cum se văd lucrurile acestea? Ce fel de ciclu se anunță? Cum? Cu ce mai seamănă? Ca să spun sincer, dar fiindcă mai e provocat, realitate în jurul nostru. Este, cum spuneam, o realitate și ține de această paradigmă a războiului prin intermediar, da, pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că este realitatea care are, cum să zic, această consecință de efecte în cascadă. Și aici aș vrea să punctez un singur element. Ce am învățat, să zicem, începând cel puțin de la criza economico-financiară până în prezent, este că cumva crizele multiple cu care ne confruntăm, crize economico-financiare, crize geopolitice, crize ale mediului ambient și așa mai departe, criza migrației, da, 2015, da, crizele războaielor civile, gen Siria și așa mai departe. Toate aceste crize, la un moment dat, comunică între ele. Asta e lucru cel mai interesant. Și există un teoretician al complexității, Edgar Morin, francez, care a scris încă din anii 50 o carte foarte interesantă și a propus termenul de policriză, policrisis, desemnând printr-un termen ușor de înțeles intuitiv, de fapt, încercând să dea seama de această complexitate a unor crize simultane care se întâmplă în același timp și au efecte unele asupra celorlalte. Hai să ne amintim că, sigur, am avut consecințele crizei pandemice asupra dislocării lanțurilor de aprovizionare globală, care au creat foarte multe probleme în planul aprovizionării. Și consecințele sancțiunilor impuse Rusiei în contextul războiului din Ucraina, care a condus la o criză alimentară, o criză energetică, care afectează această lume a treia, care, iată, era dependentă la un moment dat de grânele ucrainiene. Deci este un efect în cascadă, ripple effect, spun specialiștii, sau efecte în cascadă, care țin tocmai de acest cadru de analiză al complexității, care îți arată că nimic nu este compartimentat, totul comunică cu totul, de fapt. Și dacă vrem să înțelegem ceva din acest, nu trebuie să ne focalizăm, cum face mass media, doar pe aspectele geopolitice, securitare. Reprezintă o micuță parte din acest tablou care este mult mai complicat și care, de fapt, ne trimite tocmai la această acerbă competiție de putere care, și această rivalitate între marile puteri care s-a reînnoit și care e o caracteristică a trecutului pe care noi o credeam terminată, da, odată cu
construcția europeană, cu puterea civilă a Europei, da, și așa mai departe. Iată că avem nevoie și de putere hard, iată că aceste visuri ale anilor 90 sunt deja de domeniul trecutului, dar asta pe fundalul acestei reluări a rivalității de putere între marile puteri, acestui război recep, versiunea 2.0, care are elemente ale vechiului război rece, dar are și multe elemente noi, care nu se regăseau în vechiul război rece. Și care mă aduce la una din problemele sau din scăderile sau dificultățile teoriei lui Modelski, și anume că în teoria lui, în general, nu e prea mult loc pentru actorii non-statali sau pentru acești actori hibrizi care nu existau exact în momentul în care gândea el, nu putea să... Ce era comunitatea europeană și lucrurile astea, e cu totul altceva decât proiectul care s-a făcut ulterior din anii 90, să construiești un fel de, pe hârtie în orice caz, un fel de pretenție de actor quasi statal, care are o omogenitate previzibilă și care va conlucra la perfecție aproape ca un stat. E, uite că statele mici, pe de-o parte, și ele mai vag prezente în modelul lui Modelski, dar și, în special, ce pot să-i spun, o creație foarte ciudată, cum este Uniunea Europeană, își poate revela fragilitățile interne, eterogenitățile, cauzele directe, etc. Edgar Morin făcea un model al complexității în care poate una din cele mai interesante dimensiuni este eterogenitatea extremă a cauzelor și a cauzalităților interactive. Deci asta face ca să judeci destul de cu greutate să-ți dai seama unde va pocni prima dată sistemul, pentru că e vorba de ceva extraordinar de fluid și interactiv, de lucruri absolut eterogene la care poate nici nu te poți gândi împreună. Dar aceste lucruri sunt acolo în viața de toate zile. Și pentru mine, una din, cum să spun eu, îngrijorările legate de evoluția războiului din Ucraina este că, pe de o parte, acest război revelează slăbiciunile destul de bine camuflate până atunci ale Occidentului, ale Statelor Unite, pe plan militar în orice caz, apoi pe planul consensului în situații de criză totală, nu? Și asta s-ar putea să fie o lecție pe care, cum spunea Adrian mai înainte, o pot învăța și alții de pe alte teritorii. Chinezii privesc cu viu interes totuși ce se întâmplă în situația. Poate nici țările arabe nu sunt dezinteresate. Cred că și Turcia are un interes destul de mare. Iranul cred că e destul de curios. Adică sunt foarte mulți actori regionali sau cu veleități regionale, chiar dacă, mă rog, forțele lor nu sunt la înălțimea ambițiilor, care se uită la această evoluție foarte, foarte problematică de criză prelungită și care, dincolo de propaganda mediilor occidentale, nu, cum să spun eu, nu are la fel de repede pe cât ne-am dorit toți o rezolvare. Adică orizontul acela care era inițial iminent, apoi a fost amânat și apoi a redevenit iminent prin legendara deja contraofensivă a ucrainenilor, toate aceste lucruri conduc la o situație de nesiguranță și așa cum noi privim cu anxietate aceste lucruri care se desfășoară la granița noastră, sunt actori politici, dintre care cei menționați, care privesc cu viu interes pentru că e un moment, poate momentul lor de ridicare către... Da, pe de altă parte aș spune că conflictul în Ucraina este doar un epifenomen acestei megatendințe, care exact, e o megatendință, exact. Această reluare a rivalității între marile puteri, recunoscută ca atare însăși de Comisia Europeană. Dacă vă duceți pe Megatrends Hub, o să găsiți acolo această chestiune. După cum o megatendință e considerată, pe bună dreptate, transferul de putere dinspre vest către est și dinspre nordul global, înțeles de țările
occidentale industrializate, către sudul global, înțelegând prin aceasta țările subdezvoltate, însă emergente, care ajung din urmă și se impun tot mai mult. E o realitate, pentru că, să nu uităm, încă din 2010 China a reușit să surclaseze Japonia pe locul 2 în ceea ce privește performanța economică. Să nu uităm că în 2016 a depășit Statele Unite din perspectiva PIB-ului la paritatea puterii de cumpărare. Deci, atenție, avem PIB-ul nominal, care este una și în care, care în continuare Statele Unite este pe primul loc, dar la paritatea puterii de cumpărare a depășit deja. Dar este o altă modalitate de a măsura puterea economică. Da? Să nu uităm că tot cam atunci renminbi a intrat în coșul normal de valute pe baza căruia se calculează dreptul special de tragere, moneda care nu circulă, e fictivă, dar foarte importantă, abstractă, a Fondului Monetar Internațional, a fost admis în acest coș de valute. Deci și că la ultimul summit BRICS, da, pe lângă cele 5 state, au fost invitate să participe alte 6 și de la 1 ianuarie 2024 vor fi 11. Așteaptă în rând să intre altele, sunt 23 care au cerut să facă parte din BRICS și 43 și-au manifestat interesul. Adică este, cum să zic, e o lume foarte dinamică care schimbă foarte mult din ceea ce știam noi a fi sistemul Bretton Woods, care a stabilit regulile jocului după al doilea război mondial și care a fost dominat și este încă într-o anumită măsură dominat de Statele Unite. Dar lucrurile se mișcă mult mai repede decât noi putem să le digerăm și să înțelegem. Și să știți că s-au făcut, apropo de faptul că marea majoritate a analiștilor în relații internaționale au o anumită reticență față de anticipare și nu predicție, ci prognoză. Da? Sunt studii făcute și, cum să zic, făcute cu toată, știu, toate metodele științifice posibile. E vorba de o proiecție a modelului Modelski, care a fost ajustat utilizând indici care sunt valabili, cum ar fi indicele puterii bilaterale externe, cum este percepută o țară de către ceilalți și arată ceva. PIB-ul, da, PIB-ul nominal, e un indice mai complex, indicele stării viitorului, care are câteva zeci de variabile, și indicele puterii globale, care toate îți arată că undeva în jurul lui 2038-39 se va întâmpla ceva. E foarte interesant, dar toate îți arată același lucru. Dar s-ar putea să fie chiar mai devreme, nu? Spuneți dumneavoastră. Aveți dreptate, înclin să crezi și același lucru, dar asta este proiecția care ți-o dă utilizarea acestui model. Mai ales dacă îl combin cu alte modele. Există un model care se numește International Futures. El a fost dezvoltat de către Universitatea din Denver. Și acolo găsiți, apropo, este liber accesibil, căutați-l și vă puteți juca voi înși vă cu anumite chestii pe ce vă interesează. Și s-au făcut prognoze începând pe câte un an așa, până în 2100. Le găsiți acolo, până în 2100, atenție, oameni buni. Da, deci lucrurile nu sunt chiar atât de necunoscute pe cât ne par nouă din afară că sunt. Deci cei care lucrează în domeniu au o imagine destul de bună cam când se întâmplă lucruri. Modelarea matematică se devine tot mai bună. Asta e una din direcțiile de progres în direcția prognozelor, da, prospectivelor. Pentru că sunt foarte multe lucruri care au început cu aparat matematic relativ rudimentar în anii 60-70, care au imitat însă alte forme de modelare matematică a unor probleme complexe, cum ar fi ecuația de la Jodrell Bank cu privire la plauzibilitatea sau nivelul de probabilitate al existenței
unei și planete locuite. Scuze-mă că te rog, doar ca să adaug, modelul ăsta este în mod expres construit pe paradigma complexității, exact, pentru că pune în legătură sistemele non-umane cu cele sociale, socio-umane. Le pune împreună și arată conexiunile dintre ele. Eu cred că este unicul care reușește să facă de o manieră consistentă acest exercițiu. Vi-l recomand cu toată căldura, l-am folosit eu însumi, cu rezultate care, mă rog, o să vedem în ce măsură. Ele, care deocamdată încă ne sperie. Da. Acum, Adrian, să luăm niște comentarii și întrebări, dacă există, să vedem dacă cineva vrea să intervină în vreun fel sau altul, ne deschidem aici puțin discuția pentru niște... Dacă sunt comentarii sau întrebări, poftim. Dar vă rog să vorbiți mai tare ca să vă auzim și noi, poate și pe... Da, distrugerea reciprocă, acel model al lui Thomas Sedgwick, dubertează modelul lui Ionescu, cu aplicații. Mutual Assured Distraction, referiți la MAD, exact, cu acronimul celebr MAD, care ne trimite la ideea de nebun. Într-adevăr, la ce se referea acest model? Era vorba de perioada cursei înarmărilor nucleare între cele două superputeri în perioada războiului rece. Arsenalele erau imense și posibilitatea accidentală a declanșării unui război era foarte mare. Și se mergea pe ideea absurdă că trebuie să deții o supremație în planul arsenalului nuclear ca să descurajezi utilizarea arsenalului oponentului pentru prima oară. Și atunci trebuia să... Problema era nu numai să supraviețuiești unui prim atac, dar să ai capacitatea să răspunzi pertinent la acest prim atac, încât să asiguri distrugerea reciprocă care ar fi rezultat. Da? Acest model MAD nu are niciun loc în modelul Modelski. Modelski nu s-a gândit la el, l-a ignorat total, deși are valabilitate, sigur, și mai ales în contextul actual al reluării cursei înarmărilor nucleare și al abandonării tratatelor care reglementau tradițional această cursă. Pentru că ați văzut, au fost abandonate, jucători importanți au ieșit din anumite tratate cheie, deci ne aflăm acolo și, într-adevăr, ar trebui luat în calcul. Și mai există dificultatea de a, dacă te gândești, numai să... Pentru că există predicție pe termen lung, aceea este ca și previziunea meteorologică pe termen foarte lung, aproape aleatorie. Dar există lucruri pentru termenul scurt, pentru care toate datele sunt pe masă, însă asta nu exclude o acțiune completamente eterogenă, heterodoxă, surprinzătoare, care în principiu este înscrisă în lista de posibilități îndepărtate, dar nu poate fi nici într-un fel programată, clasificată, pusă într-o... Dar astea sunt lucruri care se întâmplă. Pentru ce, de exemplu, și asta e o întrebare pe care o repet de câte ori pot, pentru ce oare Putin și regimul său, că nu-i singur, s-au oprit din exercițiul care le mergea de minune, de mituire sistematică a tuturor marilor fruntași occidentali pe toate planurile? Ar mai fi trebuit să mai dea niște bani și pentru mediul cultural pe care nu l-au subvenționat suficient ca să aibă mai mult succes acolo. Când lucrul acesta mergea foarte bine, ai o garnitură de... Schröder a fost astăzi la Sărbătoarea Națională de Piedervar, Einigung a apărut în public. Deci, când tu poți cumpăra toate aceste lucruri, vorbesc de cel mai înalt nivel posibil, cum Dumnezeu îți vine în minte să te lansezi într-o aventură cu potențial sinucigaș major, când de fapt lor le mergea extraordinar de bine cu tehnica de mituire sistematică. O tehnică, de exemplu, pe care la o scară mică o aplică Turcia prin Azerbaidjan. Azerii s-au asigurat că toată lumea este destul de bine mituită și în ziua în care au intrat și au ocupat Artsakh, Nagorno-Karabakh, cum știa toată lumea că se va întâmpla, probabil ONG-urile pentru drepturile animalelor vor avea de căutat acum că au rămas câinii vagabonzi complet, într-adevăr, fără stăpâni, pe când și lucrul s-a consumat, adică
nu va rămâne absolut niciun din câte se poate bănui absolut niciun fel de efect durabil pentru o catastrofă istorică. Deci sunt mai mulți oameni care urmăresc, după câte se vede, jocul acesta. Și actorii mai mici, care însă sunt parte din clientela unor actori mai mari sau mai ambițioși, își văd și ei momentele lor de oportunitate când își încearcă norocul și de multe ori reușesc. Cum e? Ne mai vorbim despre faptul că a devenit un poligon de testare a unor noi arme și noi mijloace de... supraveghere, drone sofisticate și așa mai departe. Și lumea, tot ce a ținut deoparte, acum pune acolo ca să vadă cum se reacționează și care sunt efectele. Și... este o efervescență în mediul inventatorilor din domeniul militar. Cred că trebuie să fie o nebunie. Nu doar militarul industrial în sensul financiar, dar cred că oamenii pasionați acolo care se gândesc cum ar trebui să omoare mai rapid și mai discret, cu cheltuieli mai mici, cât mai multă lume, cred că au un moment de mare entuziasm. Epifanie. Acum. Da, da, exact. Da. Victor Rizescu. Multipolaritate versus unipolaritate politică globală în relațiile internaționale. Mă întreb dacă aș putea indica un moment când s-a întâmplat balanța în mod clar decisiv către teza multipolarității. Cam când și în ce context a fost teza multipolarității a căpătat întâi etapă. Păi, am încercat să sugerez că un moment important ar putea să fie plasat în jurul acestei, perioade, care ar putea să fie 2009, mai ales cu primul summit BRICS, care cumva a schimbat această percepție dintr-un grup total eterogen care nu spunea nimic, a începe să construiască o nouă grupare care își creează propriile sale instituții. Să nu uităm că în 2014 au creat noua bancă de dezvoltare care cumva se substituie Fondului Monetar Internațional și până la urmă, într-o anumită măsură, și băncii mondiale, pentru că dă credite lumii a treia, lumea aceasta subdezvoltată, dar fără condiționalitățile care sunt asociate de obicei împrumuturilor FMI. Și pentru o lume care e și mai puțin dezvoltată și adeseori mai puțin democratică, sunt multe regimuri autoritare, acest tip de abordare convine. Adică autoritarismul atrage autoritarism și se înțeleg foarte bine, pentru că acolo practic banul dictează și singura condiție a chinezilor este să construiască cu companii chineze, da? Și ca să se întoarcă banii pe partea cealaltă. Deci banca BRICS-ului a devenit o competitoare serioasă a instituțiilor Bretton Woods în plan economico-financiar. Noua Banca Asiatică pentru Investiții, da? Asian Investment Bank, International Asian Investment Bank, da? Este cea care de asemenea dă astfel de împrumuturi și s-a implicat puternic acolo. De această dată vorbim nu de o bancă a BRICS-ului, ci de banca Chinei, da, propriu zis. Deci China acționează în plan unilateral și care acolo construiește și pe o prezență foarte îndelungată în aceste teritorii ale sudului global, Africa și așa. Mai ales Africa, da, dar este o tradiție, dar și Asia. Prezență și o bază bună pentru a merge de acolo, din Africa, spre America Latină și spre Asia de Sud-Est mai vecină. Deci, da, și care acum cumva, prin această formulă, reușește să pună jos țări. Adică foarte multe țări au căzut în această capcană a datoriilor, adică n-au putut să plătească împrumutul dat și au pierdut bunul care a devenit gaj pentru împrumutul primit. Există sute de cazuri deja cunoscute de porturi, de alte poduri, terenuri, orice. Infrastructură în general, care a intrat pe mâinile chinezilor, pentru că cei care au primit împrumutul nu au putut să plătească înapoi aceste împrumuturi.
Deci e o formă prin care se câștigă teren, dar să nu și uităm, în Europa, în primul rând rămâne Belt and Road Initiative, inițiativa Centura și Drumul, care este un super proiect, mega proiect de globalizare susținut de China, care sigur îi asigură această propulsare a sa, conectând Europa cu Asia și Africa și creând o nouă platformă pentru influența sa pe plan mondial. Adică sunt elemente care clar ne conduc către această idee, dar eu personal îmi place mai mult nu formula de multipolarism, ci îmi place formula lui Amitav Acaria, care vorbește despre o lume multiplex. Da. El spune că practic ca la un cinematograf multiplex în care intri în cinematografe care rulează în paralel, lumea spre care ne îndreptăm va fi sigur interconectată, dar fiecare își va va merge pe o anumită regionalizare și pe propriul său narativ și propriile sale instituții. În sprijinul aceleași idei vine ideea aceasta lui Train Holstad și Elena Corosteleva, care vorbește despre o lume multiordine, o lume multiordine, care de fapt desemnează faptul că vor fi nu o singură ordine, ci mai multe în paralel, în care vor fi dictate regulile jocului și interacțiunea va fi tot mai redusă, adică vom fi în bulele noastre, tot mai mult în bule paralele, da? Și se pare că cam într-acolo ne îndreptăm. Adică, sigur, avem India, care este o putere emergentă și după unii, la un moment dat, va depăși chiar China și trebuie ținută în calcul ca un pol de putere major, dar China oscilează, ea cumva balansează, balează între aceste două lumi, lumea occidentală și lumea BRICS, lumea aceasta care gravitează în jurul Chinei. Și nu știu dacă va reuși să impună și cumva să păsteze echilibru. Dar cel puțin încearcă, în cadrul BRICS-ului cel puțin. Da, mai ales lucru. Că India a început să-și construiască în ultimii ani sub un regim populist, autoritar, carismatic și așa mai departe, o identitate comună, ceea ce ei nu au avut, ca să extinzi asupra sutelor și sutelor de... Bineînțeles că e un proiect prea imposibil de care nu poate să ajungă la succes acolo, dar ideea că uneori poate să apară cineva care are pretenția măcar că vorbește numele subcontinentului, asta e ceva care era pur și simplu de neimaginat acum 10 ani. Deci, acolo sunt evoluții și acolo destul de la China, problema autorității nu se pune. Și oricum, nu trebuie să mergem doar pe formulele acestea multipolarism, quasi-bipolarizare, multiplex și așa mai departe. Există și varianta de polaritate zero. Zero, de facto zero polarity. Simon Serfati a propus această formulă și iar mi se pare interesantă, pentru că asta desemnează faptul că nicio pol de putere și nicio altă entitate, nicio altă grupare nu va reuși să devină dominantă. Și va fi o intercrengătură încâlcită, un entanglement, apropo de mecanica cuantică, de influențe care nu vor reuși niciuna să devină prioritară în raport cu cealaltă. Și asta e un scenariu care poate fi luat în calcul. Întrebarea mea este referită la sfera dezbaterii. Vreau să ne dăm mai degrabă tot totul diagnostică atunci când ați subliniat momentul 2009. Eu întrebam dacă ați putea indica un moment când în lumea academică s-a produs o schimbare de paradigmă de la viziunea unipolarității sau indiferent cum o numim, dar către viziunea multii. Da, sigur că sunt foarte mulți care vorbesc de lumea nimănui, Farid Zaharia, no one's world, da? Forma lui Farid Zaharia, da? Nimeni nu va reuși să devină și nu este putere predominantă. El a scris în urmă cu câțiva ani deja această formulă. Există foarte mulți analiști care vorbesc despre cumva
această diluare a puterii occidentale. Barry Buzan și cu George Lawson vorbesc într-o carte relativ recentă, din 2015, de faptul că asistăm la mutarea de pe un globalism concentrat către un globalism decentrat. Adică, cumva, globalizarea se difuzează în mai multe centre și aici bate către pretențiile Chinei de a cumva prelua acest baston de mareșal al liderului globalizării pe care îl are suamentul de față, da? Trimite către această idee, da? Dar nu numai China, și alții care se implică în acest proces de globalizare. Deci trecerea de la globalismul centrat pe Occident și, în primul rând, pe statul, pe un globalism decentrat. Adică sunt foarte mulți autori care subliniază. Nu este ideea mea aceasta. Da. Și în momentul în care a devenit patent că difuziunea globală a cunoașterii și expertizelor e aproape desăvârșită, din acel moment trebuie să... O parte din monopolurile acestea au avut de-a face cu un monopol sau cu un control de un grad mai mare sau mai mic asupra înaltelor tehnologii ale perioadei, dincolo de capacitățile de... Alianța dintre această difuziune a tehnologiilor, cum spuneam, și accesul limitat al Occidentului cândva hegemonic sau la resurse, combinația aceasta e mortală. Da, și ne așteaptă tsunamiul inteligenței artificiale, care va schimba regulile jocului, va fi un game changer pentru sistem. De ce spun acest lucru? Pentru că în momentul de față noi suntem în faza inteligenței artificiale în restrânse, narrow artificial intelligence. Sunt autori care spun că în 3-5 ani vom trece la inteligența artificială generalizată, generalized artificial intelligence. Asta este cel mai rapid. Alții spun că undeva în jurul lui 2050. Aici nu există consens. Depinde pe cine întrebi. Dar unii spun că e ceva iminent, adică 3-5 ani. Asta va însemna că inteligența artificială va fi utilizată practic în toate domeniile, sub o formă sau alta, într-o măsură mai mare sau mai mică. După care următoarea fază, și asta este a treia, artificial superinteligență, inteligența artificială superinteligentă, care de fapt va însemna depășirea capacităților umane în multe privințe și chiar fuziunea dintre om și inteligența artificială pe modelul transumanist, da? Cel puțin sunt foarte multe cercuri astăzi care lucrează în această direcție. Dar din păcate toate sunt... Trebuie să fim deschiși cu toate schimbările care se desfășoară acum cu o viteză extraordinară și se vor rescrie. Da. Trebuie să fim deschiși, că nici nu avem de ales. Adică... Da. Exact. Asta spuneam, că lucrurile se petrec mai repede decât teoria ne poate învăța ceva despre lumea de astăzi, din păcate. Da. Da. Câți vor veni ca un răspuns la toate mișcările care au fost la G20 și mai departe, ce se dorește în perioada următoare, ce mai este valabil din ceea ce s-a discutat până acum. Un element cheie care este de urmărit de fiecare din ce se întâmplă în Arabia Saudită. Exact. Fabulos. Ce? De exemplu, cine s-ar fi gândit în urmă cu câțiva ani că se vor putea înțelege Arabia Saudită cu Iranul? Și iată, intervine China ca mediator între... Da. De schimbă geopolitica Orientului Mijlociu această chestiune. Da, efectiv. Da. Să nu uităm că India, care a făcut niște lucruri ciudate, nu numai cu G20, dar cu Shanghai, cu operele și normalizări. Da. Șveția, până acum, operea Kazahstan, a blocat comunicatele. Da. Era totuși membru mai târziu la acea masă. Da. Și să nu uităm ce se întâmplă acum cu APEC-ul. Are loc reuniunea respectivă. Răspunde
Xi Jinping invitat să se vedea cu președintele Biden. Sunt chestiuni care trebuie să se întâmple înainte de a intra în campanie electorală. Deci totul se desfășoară cu o presiune extraordinară. Așa că bune teoriile sunt acum, dar după părerea mea, prin inflexiunile care s-au prezentat aici, cu inteligența artificială, toate aceste desfășurări care au intrat în diplomație deja. Și mai departe nu știm care vor fi direcțiile și rezultatele. Da. De aceea argumentul meu era că ne poate salva într-o oarecare măsură doar abordarea din perspectiva complexității, luând toate aceste lucruri, dar și asta limitată. Și contând pe constantele umane care sunt prostia naturală, inteligența artificială are mersul ei, o să vedem cum este. Prostia naturală l-are și ea pe-al său. Și trebuie să contăm și pe prezența ei sistematică în istorie, nu mai vorbesc de ticăloșie. Și concentrată în anumite locuri, mai ales. Foarte bine. Adrian Pop, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc dumneavoastră, doamnelor și domnilor, celor care ne văd în film. A fost o discuție interesantă, nu prea veselă, dacă e mai bine să ne gândim la trecut prin intermediul acestor paradigme decât să îndrăznim să ne uităm măcar la ziua de mâine, pentru că nu sunt lucrurile cele mai vesele. Deci mulțumesc încă o dată, la revedere!